Unul dintre ei, cetățeni din Uniunea Europeană, a raportat că nu consumă zilnic fructe și legume și doar 12% din populație a consumat cele 5 sau mai multe porții recomandate pe zi. În România sunt cei mai puțini consumatori de fructe și legume, conform Oficiului European pentru Statistică, iar Zicala, conform căreia cea mai bună legumă este carnea, se potrivește de minune. În România, doar 2% din populație mănâncă zilnic cel puțin 5 porții de fructe și legume. Suntem urmați de Bulgaria și Slovenia, 5% fiecare, și Austria, 6%. Carnea rămâne unul dintre principalele alimente consumate de familiile românești. Astfel, fiecare gospodărie românească consumă anual 142,3 kg de carne. Există zi fără carne. Carne, da. Și acum, pe perioada de caniculă, cam ce alimente consumați pe lângă carne? De pui, mai mult fasole verde, dovleciori și legume, dar și carne. Deci ați integrat ușor-ușor și legumele din cauza temperaturii. Sigur că legumele nu lipsesc, dar nu lipsește nici carne. Cartofi, dovleciori, tot ce este roșii, castraveți la timpul de acum. Sunteți de acord cu vorba că cea mai bună legumă este carnea? Ce părere aveți asta? Nu. Consumați carne? Da, dar am cantități potrivite așa. Mai ce am vorbit cu o doamnă care ne spunea că consumă zilnic. Problema dumnei. Și acum, pe timp de vară, pe timp de caniculă, ce alimente consumați dumneavoastră? Mai degrabă vegetale. Deci mai mult fructe și legume. Fructe, legume, sigur. Românii consumă mai multă carne decât ucrainienii, slovacii și rușii, dar numai puțină decât polonezii, în timp ce Ungaria, Bulgaria și Cehia se plasează ușor peste țara noastră în privința consumului de carne. Medicii atrag însă atenția că excesul de carne roșie poate da la anumite persoane o boală care se vindecă greu, și anume guta. Consumați des carne? Eu da, consum des. Zilnic sau? Aproape zilnic. Și pe perioada aceasta caniculară, mai renunțați la carne, ce alimente consumăm? Roșii, castraveți, ăștia, legume. Deci fructe și legume. Da. Deci încercăm să reducem consumul de alimente mai grele, să zicem așa. Da, toată așa, mănânc și eu legume, fructe, ce-mi place mie. Mai multă apă, poate mai multă hidratare. Da. Carnea de porc este printre favoritele românilor, de unde și vorba cea mai bună legumă este porcul. Însă trebuie să știți că pentru a aduce beneficii pentru organism, trebuie consumată cu moderație.